Salutare tuturor! La rugămintea unui prieten o să testăm amplificatorul din acord PM2600 care a suferit o intervenție pe unul din canale și anume deci iată aici avem schema electrică principală, deci pe unul din canale au fost schimbați tranzistorii de ieșire, au fost calibrate rezistoarele de 390 de ohmi, adică au fost înlocuite cu altele. Ele aveau o rezistență mult mai mică. Așa, amplificatorul se încălzea. O parte dintr-un canal. Au mai fost înlocuite careva din micile rezistoare de rezistență mică. Au fost calibrate tensiunile de 86,5 V. Au fost calibrate tensiunile de plus minus 15 V. Așa. Deci aici noi avem conectat un multimetru care ne măsoară tensiunea pe etajul final de plus minus. Iată avem 87,9 pe partea negativă și 88 pe partea pozitivă. Tensiunea de alimentare de plus 14,8 și 14,9. Deci partea de alimentare este destul de stabilă. Amplificatorul se alimentează de pe două transformatoare, așa, fiecare amplificator alimentând câte un canal. Amplificatorul mai are încorporat și un crossover, asemănător cu cel de la din acord Aceone și sau Electrovoice Aceone sunt aceleași crossovere. În partea din spate avem 4 ieșiri pe bază de spicon către boxe. Deci primul este pentru frecvență înalte, al doilea pentru frecvență joasă și evident că canalul B este identic, da? Deci avem posibilitatea de a conecta pe acest amplificator 8 boxe, deci câte 2 boxe pe fiecare din ieșiri. Deci 2 sateliți, 2 bași, 2 sateliți, 2 bași. Așa. Semnalul sau nivelul semnalului la ieșire sau putere la ieșire este reglată de către acest potențiometru de volum. Deci canalul A reglează concomitent atât satelitul cât și basul. Doar că pentru ieșirea de bas avem aici o altă sensibilitate care o reglează. Haideți să-i dăm drumul și să vedem ce putere furnizează la 4 ohmi. Îl vom testa mai întâi pe frecvență înaltă. Deci iată aici avem semnalul la generator, rezistența de sarcină de 4 ohmi și osciloscopul. Să-i dăm drumul. Deci frecvența de testare 1 kHz, rezistența de sarcină 4 ohmi, vă rămas la ieșire să vedem ce ne măsoară. Deci cam atât ar putea. 50 de volți RMS. Asta ar fi o putere egală cu 600 de W la 4 ohmi. Așa. Haideți să vedem la maxim puterea la maximă dacă scade tensiunea de la tensiunea de alimentare. Așa. Venim înapoi iarăși în 50 RMS, atât. Amplificatorul nu mai poate. Deci 50 RMS. Tensiunea o avem de 76 de volt. Au pornit și ventilatoarele. Se învârt la minimum. Așa. Și acum să încercăm să-l testăm pe frecvențele joase să vedem dacă vom avea aceeași putere. Așa. Este. Deci frecvența de 176 Hz. Deci iarăși 50 de volți RMS. Asta ar fi o putere egală cu 600 de W 4 ohmi. 600 de W 4 ohmi. Pe frecvență joasă. Și un amplificator care funcționează destul de stabil, menționez încă o dată. Pentru ieșirea de satelit avem 600 de W 4 ohmi. Pentru ieșirea de joasă sau de subwoofer avem 600 W 4 ohmi cu posibilitatea de a conecta 8 boxe.
4 boxe pe canalul A, 4 boxe pe canalul B. Un amplificator destul de bun, doar că este cam greluț. Cam asta a fost, succes tuturor și sănătate!